Foarte mulți oameni suferă în mod constant de usturim la ochi, senzații de arsură, iritație, roșeață și stări însoțite uneori de sensibilitate la lumină, care pot fi provocate de conjunctivite, afecțiuni corneene, blefarite și alergii. Însă cel mai des, acestea sunt cauzate de sindromul ochiului uscat sau, cu alte cuvinte, de o lipsă a lacrimilor sau o cantitate redusă a lacrimilor necesare pentru a lubrifica și proteja ochii. Deoarece sindromul ochiului uscat este principala cauză a acestor probleme atât de deranjante, astăzi vă voi prezenta metode naturale pentru a ameliora aceste probleme. Salutări din Chicago, sunt Cipri Kaiser și vă spun bun venit pe canalul meu de YouTube, loc în care veți putea afla o mulțime de lucruri care vă pot schimba viața în bine. Așadar, vă rog să vă abonați pentru a primi postări noi în viitor. Shepens Eye Research Institute în anul 2007 a arătat că doar în Statele Unite 6 milioane de femei și 3 milioane de bărbați prezintă sindromul ochiului uscat, în timp ce aproape 30 de milioane de persoane prezintă o formă ușoară a ochiului uscat. Un alt studiu realizat de Gallup Organization în 2012 prezenta o statistică similară. Ochiul uscat poate provoca simptome precum senzație de arsură, iritație, roșață, sensibilitate la lumină și uneori chiar o vedere încețoșată. Ochiul uscat este o afecțiune comună care apare cel mai des atunci când ochii fie nu produc suficiente lacrimi, fie canalele lacrimale, glandele exocrine, sunt înfundate. Un alt motiv ar putea fi faptul că lacrimile se evaporă prea repede, fie datorită unei clime uscate, în special în perioadele de iarnă, dar și datorită unui dezechilibru în compoziția filmului lacrimal, care este format din trei straturi, ulei, apă și mucus. Alte cauze posibile ale ochiului uscat pot fi îmbătrânirea, anumite medicamente, boli autoimune, purtarea de lentile de contact, expunerea la fum, vânt, aer condiționat, centrale termice cu aer forțat și utilizarea prelungită a ecranelor digitale. Pentru a trata ochiul uscat există mai multe metode pe care puteți să le încercați, însă cel mai adesea oamenii recurg la folosirea de picături pentru ochi sau unguiente care lubrifiază suprafața ochiului și previn evaporarea lacrimilor. Mare atenție atunci când căutați astfel de picături să vă uitați după produse pe care scrie pentru lubrifiere sau lacrime artificiale și nu reducerea roșeții. Dacă avem nevoie de picături pentru mai mult de 4 ori pe zi, ar fi ideal să trecem la cele fără conservanți, care vin la fiole de unică folosință și ideal este să ne consultăm cu medicul pentru picături pe bază de rețetă. Un alt lucru care a ajutat multe persoane a fost curățarea profundă a glandelor meibomiene, care sunt glande mici de-a lungul marginii pleoapelor, care produc un strat uleios de protecție pentru lacrimi. În cazul ochiului uscat, acest strat uleios se poate îngroșa și bloca glandele, ceea ce duce la evaporarea rapidă a lacrimilor. Există mai multe dispozitive pe care medici oftalmologi le pot folosi pentru a curăța aceste glande, cum ar fi Lippy Flow, Tear Care, Eyelax, MyBow, BlefX. Toate aceste dispozitive aplică căldură și presiune pe pleoape pentru a masa glandele și pentru a elibera uleiurile blocate. Pacienții primesc picături anestezice înainte de acest tratament pentru a evita durerea. Studiile sugerează că aceste dispozitive reduc simptomele ochiului uscat pentru aproximativ 6 luni până la un an, cu efecte secundare minime. Este binevenită utilizarea umidificatoarelor pentru a menține aerul umed și pentru a preveni uscarea ochilor și evitarea expunerilor la fum, vânt, aer condiționat, aer cald de la centrale cu aer forțat și evitarea mediilor uscate pe cât posibil. Purtarea de ochelari de soare în timp ce sunteți în aer liber vă poate proteja ochii de factorii de mediu iritanți. Atunci când folosim un ecran de calculator sau citim o carte, este extrem de important să luăm pauze în mod constant pentru a ne odihni ochii și să ne asigurăm că ecranul este poziționat sub nivelul ochilor. Mulți medici oftalmologi recomandă să facem o pauză la fiecare 20 de minute. Va trebui să încercați să vă amintiți să clipiți mai des, mai ales atunci când sunteți în fața unui ecran sau când citiți o carte, deoarece cercetările arată că oamenii clipesc cu aproximativ 70% mai rar atunci când folosesc un ecran de televizor, computer, tabletă sau citesc o carte. Consumul de alimente bogate în acizi grași omega-3, cum ar fi somonul, sardinele, nucile și semințele de in sau luarea de suplimente omega-3, pot ajuta la reducerea inflamației și la îmbunătățirea funcției glandelor meibomiene. Dacă uscarea ochilor este cauzată de microorganisme bacteriene, virale sau fungice, se poate folosi soluție de acid hipocloros,
care să fie obligatoriu pentru uz oftalmic. Acesta este un dezinfectant natural excelent pentru ploape și gene. El este considerat a fi cel mai bun produs antibacterian și antiviral natural, extrem de blând, nefiind toxic pentru organism și care are o aciditate slabă. Acest acid hipocloros este produs în mod natural în organismul nostru de către leucocite pentru a lupta împotriva bacteriilor, a virusilor și ajută la vindecarea rapidă a întregului organism. Acesta ajută la eliminarea altor iritanți care pot cauza ochi uscați. Soluția se aplică pe un tampon de bumbac și se șterge ușor pe ploape și pe gene de 2 ori pe zi. O altă metodă este să folosiți comprese calde sau o mască de căldură și un masaj al ploapelor care ajută la deblocarea glandelor meibomiene care secretă uleiuri pentru lubrefierea ochilor. Masca de căldură se încălzește în general în cuptorul cu microunde și se aplică pe ochi timp de 10 până la 15 minute, apoi se masează ușor ploapele cu degetele. Un alt lucru natural care poate ajuta este folosirea de uleiuri esențiale, cum ar fi uleiul de lavandă, eucalipt și uleiul de arbore de ceai, care au proprietăți antiinflamatorii, antibacteriene și antifungice. Și acestea pot să reducă considerabil iritația și infecțiile oculare. Aceste uleiuri esențiale se pot pune și în apă fierbinte și se pot face inhalații pentru a reduce iritația și infecția oculară. De asemenea, acestea pot fi aplicate pe ploapele ochilor și trebuie neapărat diluate în ulei purtător, apoi aplicate pe ploape. O diluție desutilizată este de o picătură de ulei esențial la o linguriță de ulei purtător și cu acesta se va masa ploapele ochilor închiși, bineînțeles, astfel încât acesta să nu intre în ochi și să producă iritație. Se pot folosi ca și ulei purtător, ulei de cocos, ulei de jojoba, ulei extra virgin de măsline presat la rece și mai ales ulei de ricin, care este de asemenea un ulei foarte benefic pentru ochi. Masarea ploapelor cu ulei de cocos, ulei de măsline sau de ricin ajută la hidratarea și la reducerea inflamațiilor ochilor. Uleiul de ricin în America este numit castor oil și este un excelent lubrifiant natural care se poate picura direct în ochi de 2 ori pe zi pentru a preveni evaporarea lacrimilor și a îmbunătăți calitatea filmului lacrimal. Acesta este un timp bun să-mi dați un like pentru a ajuta ca această emisiune să ajungă la cât mai mulți oameni care suferă de această problemă. Iar eu acum am să vă spun cum prepar picături pentru ochi uscați. Eu prefer să nu folosesc ulei de ricin direct în ochi, ci să-l diluez în amestec de soluție salină sterilă mixată cu gel proaspăt extras de aloe vera. Mixez o linguriță de ulei pur de ricin cu 2 linguri de gel de aloe vera și 3 linguri de soluție salină. Îl pun într-o sticluță cu pipetă și agit bine sticluța întotdeauna înainte de a-mi pune picăturile în ochi. Această sticluță se poate ține la frigider pentru o perioadă de 7 zile. Un alt element benefic pentru aceste probleme ale ochilor este vitamina A, care este esențială pentru sănătatea ochilor și pentru producția de lacrimi. Și aceasta se găsește în mod natural în alimente precum morcovii, cartofii dulci, spanacul, ouăle și ficatul. Persoanele care suferă de sindromul ochilor uscați vor trebui de asemenea să consume mai multă apă în general pentru o hidratare mai bună. Folosiți un umidificator pentru a crește umiditatea aerului în casă sau în birou, mai ales pe perioada de iarnă, când aerul în locuință este mult mai uscat datorită sistemelor de încălzire și care duce la o uscare mai puternică a ochilor. Se pot folosi de asemenea pliculețe de ceai de mușețel, roibos sau ceai verde, care se pun în apă fierbinte doar atât cât să acopere pliculețele de ceai, iar după 10 minute se pot aplica pe ploape. Gelul de aloe vera este excelent atunci când este aplicat pe ochi pentru că reduce iritația și roșeața. Feliile de castravete și cartofii răzăliți aplicați pe ploape de asemenea ajută la ameliorarea iritațiilor și a usturimii ochilor. Apa cu miere de albine este excelentă pentru clătirea ochilor. Pentru a prepara această apă cu miere, se va folosi de preferință miere bio-naturală de la apicultor pe care îi cunoașteți preferabil și vom pune o linguriță de miere în 250 ml de apă distilată sau apă fiartă răcită. O altă metodă pentru a menține umiditatea ochilor este folosirea de dispozitive mici numite dopuri punctuale, care se plasează în canalele lacrimale pentru a menține lacrimile naturale în ochi. Aceste dopuri sunt de obicei făcute din silicon sau din colagen și pot fi inserate temporar sau permanent de către medicul oftalmolog. Ele reduc considerabil nevoia de picături pentru ochi. De asemenea, se pot folosi tratamente pe bază de rețetă în funcție de cauza ochiului uscat. De exemplu, medicul oftalmolog vă poate prescrie un medicament antiinflamator numit ciclosporină sau
un medicament care stimulează producția de lacrimi numit Lifeitgrass. Aceste medicamente se administrează sub formă de picături pentru ochi și pot ajuta pentru câteva luni după administrare. Alte opțiuni includ unguiente cu steroizi, însă atâta timp cât se poate prin metode naturale, eu personal prefer întotdeauna o abordare holistică naturală. Și acum vă reamintesc să nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu dacă încă nu sunteți abonați, pentru că se pare că doar 25% din cei care mă urmăresc în mod frecvent sunt abonați la canalul meu. Și cu cât numărul de subscriber crește mai mult, cu atât YouTube va distribui aceste videouri și la alte persoane. Cu acestea fiind spuse, dragilor, vă mulțumesc pentru atenție și disponibilitate, vă salut, Dumnezeu să vă țină sănătoși și să ne auzim cu bine în curând!